Salut! Pentru că ziua de astăzi merge așa de prost la pescuit, m-am gândit să fac un filmuleț cu top 3 năluci ieftine pentru clan. E prohibiție, încă nu putem pescui la clan, pentru că cel mai des îl găsim pe apele naturale. Dacă vreți să vă completați trusa de pescuit cu 3 năluci foarte ieftine, care dau randament pentru clan, astea ar putea să fie alegerea potrivită. În primul rând, e părere personală. Sunt năluci la care eu am prins clean și năluci care sunt foarte ieftine. Pentru fiecare nălucă o să arăt și câteva capturi pe care le-am avut cu nălucile astea. Hai să vedem. Prima nălucă este una foarte simplă. O să încerc să fie 3 năluci diverse. Este o rotativă care costă 6 lei. Este vorba de MEPS XD, mărimea 1, cumpăr eu de obicei, pe argintiu și pe auriu. Pe ăsta am prins clan frumușei. Până de curând mi-am prins și cel mai mare clan pe lingurița asta. Se învârte foarte puternic. Se poate ține pe loc în curent și sunt destul de multe atacuri pe ea. Nu selectează peștii, asta e un dezavantaj, pentru că de obicei atacă toți. Dacă o zi merge prost la clan, asta mi se pare nălucă potrivită și are șanse destul de mari să prindă pește. Năluca numărul 2 este un wobbler care costă 8 lei. 8 lei. Se găsește în Decathlon. Este vorba de un wobbler de la Caperlan. Wobblerul are 5 cm. Are o vibrație foarte puternică. Și se poate recupera foarte încet. Este suspending, nu agață pe fund. Este unul din cele mai bune wobblere pe care am prins clan. Singurul dezavantaj este că se aruncă destul de greu cu ea. Nu poți să arunci pe distanțe destul de mari, dar de 8 lei mi se pare că este un wobbler super bun. Și ultima nălucă. Ultima nălucă este o gumă. Și este o gumă foarte simplă. Este mică. Și am pescuit cu ea când era apa mai rece. Primăvara de vreme, chiar și iarna. Este o gumă de la Manz, de 2,5 cm. Eu am pus-o pe un jig de 1,5 g, 2, nu știu cât are. Am concurență cu broaștele. Am folosit-o pe curent mai mult. O țineam la marginea curentului mai mult pe loc și așteptam să atace cleanul. Am prins, cred că, 2 clean, n-am pescuit-o. Taci! Am pescuit, cred că, de 2 sau 3 ori cu ea, de fiecare dată am prins, sau cel puțin am avut atacuri. Și, având în vedere cât e de ieftin un plic de gume, sunt, cred că, 20 de gume într-un plic și costă 9 lei. Merită 9 lei și am prins și bibani cu ea. Este o gumă foarte bună, o recomand atât pentru bibani cât și pentru clan. Deci astea sunt cele 3 năluși pe care eu le recomand. Am prins pe ele bine. O iau de la coadă la cap. Guma de la Manz, pe culoarea asta gălbuie cu glitter auriu. Wobblerul de la Caperlan, care costă 7 lei, 8 lei și se găsește în Decathlon. Are și ancoră în spate. Și lingurița rotativă de la MEPS XD, care costă 6 lei. Foarte bună. Pe noroc asta am avut unul din cele mai bune randamente la clean. Anul trecut și acum 2 ani am pescuit-o destul de mult. Dacă v-a fost de folos, dacă mai vreți să vedeți videouri de genul, videouri de pescuit, vă rog să vă abonați la canal de YouTube, jos, în dreapta ecranului.
ne vedem data viitoare.